Ok, hei, sunt Bie și azi facem drifturi cu Andra Gogan. Ea nu știe despre ce e vorba. O să-i facem o surpriză. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni am invitat-o pe Andra la un car vlog, unde planul pe care îl știe ea este să merg să o iau de acasă cu mașina, să povestim puțin pe drum și apoi să ajungem la o destinație surpriză. Ei bine, destinația surpriză este de fapt Driftland, un loc special amenajat pentru drifturi. De unde știu eu să fac drifturi? Probabil vă întrebați cu toții. Nu știu. Tocmai de aia am păstrat prima jumătate de zi la Driftland liberă, ca Tabi 49, cea mai mare echipă de sporturi de acțiune din România, implicit Vlad Dănilă, reprezentantul Tabi 49 și totodată șoferul fake de Uber din farsa cu drifturi pe care am făcut-o mamei, dacă vă aduceți aminte. Ei bine, el se va asigura că până o iau pe Andra, voi face drifturile corect și în siguranță. Că, Doamne ferește, nu vrem să o punem pe Andra în niciun pericol. Cu ocazia asta, docilarilor, sunt infinit entuziasmată să vă dezvălui pasiunea mea pentru drifturi și mașini. Voi știți povestea cu BMW-ul, dacă nu aveți infocard aici. Ei bine, de la povestea cu BMW-ul și de la povestea cu hibridul ăla închiriat până la Deva, am început să gust diferențele astea între mașini, diferențele reale între automată și manuală, de ce diesel, de ce benzină, cum se simt mai mult, că ai putere. Am încercat și primele drifturi acum ceva timp, cei drept cu automată, dar le-am încercat. Iar acum mergem să mă pregătesc să le fac corect. Hi, welcome to my morning routine. Intrăm în văgăună, unde intrăm? Tu-lu-lu-lu. Am cam ajuns. Cățul. Am ajuns primii, îți vine să crezi, noi. Noi? Noi am ajuns primii. Serios? Da. Adun. Ce faci? Am foarte mare emoții. Serios? Niciodată n-am avut așa emoții. Am încât ai reușit, te dai cu aia. Păi da, mă, dar e, cred că e mai ușor chestii. Cu... Nu, e mai greu cu aia. E și automată și e și diferențial deschis. E mult mai greu cu aia. Deci o să pot? Da, o să dai direct cu asta. O dai cauciucul cum trebuie. Mamă, cum ce gătit. Yes! Hai să filmăm puțin setup-ul. Toată lumea e pregătită, numai eu nu. Intră în apă. Bună, uite, eu am realizat acum că am ajuns la locație că o să fie foarte mare aglomerație, iar eu o să-ți comand Uber de acasă până în punctul de unde o să te iau, ca să fie mai aproape, pentru că trebuie să ne grăbim puțin. Așa că tu poți să te pregătești, probabil în vreo 20 de minute sau ceva de genul, 30 dacă ești tu gata, îmi spui și eu o să-ți comand Uber și vin să te iau de unde trebuie. Bine! Ok? Bine, bine, de pup, pa, pa. E o drăguță, da, chiar e o drăguță. Știu, știu. Abia aștept să dau în mașină. Gata? Da. Să mă prind cu astea? Care e o centură normală? Da, da, nu-i treabă. Nu mai pot de frică, mă jur. Asta-i mai damă. Da, mă, dar asta e o cașcaravetă ce ai tu aici și mie mi se pare că nu stau deloc safe. Ești foarte safe. Dar poți fi atentă la ce faci. Și să auzi. Că asta e toată chestia, să auzi punctul în care mașina e într-o turație în care rupe aderența. Vezi pe aici. Cu a doua, curbă. Ai înțeles? E super simplu, ai văzut? E groaznic de greu. Nici măcar n-am făcut mare lucru. O rupe, nu. Și dacă simți că se răstoarnă? Nu are cum să se răstoarnă. Sufletul meu pe mine. Ajungi la pedale? Nu, e centura pe ascensiune. Să punem pe aia normală. A, era amuzantă. Hai să ne ducem un pic așa, ca să-ți ia acum pe acolo. Așa, până sus. Dă-i, 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 dă-i. Lași pe ambreajul ăla. Lasă ambreajul sus. Mergi, mergi, mergi. Și când dai de negru, stânga și accelerație maximă. Dă-i. Deci te duci așa,
accelerezi maxim, fuge și după aia ții într-o tură mai joasă. Deci, ascultă un pic. Okay. Îi dai, începe să fugă de cur, arunci volanul în direcția cealaltă. Deci, imediat și nu stai în limitare. Credeam că e mult mai ușor. Doamne, ferește, am așa emoții cu Andra, sper să, Doamne, hai odată și merg. Hai că a fost bombă. Pa. Păi stai puțin și când vin, o legăm la ochi, ce-i facem? Da. Până la urmă i-am comandat Andrei Uber de la ea de acasă până în Chitila. Noi o vom lua din Chitila ca să salvăm din timp, pentru că dacă fac eu drumul dus întors o să dureze o veșnicie. Iar eu acum voi pleca spre Chitila să o îmbarc pe Andra. Între timp, guys, ia uite ce am pe mine, am tricoul de la Food Shop, pentru că am ținut să vă amintesc că codul Mojo de reducere este codul cu care puteți să cumpărați mai ieftin cu 10%. Cu plăcere, nu uitați de el, spam peste tot cu codul Mojo și hai să dăm drumul. Vine să mă duci frumos. Am ajuns în Chitila și am găsit un lac drăguț unde o vom aștepta pe Andra. Intră în apa mării și nu te teme, ai să înveți să nori. Du-te în apa mării, du-te, du-te. Nu e broască acolo, mă. Eu credeam că un aligator. Atâta, vreau să văd că ești bine. Sunt bine. Bombă. Nu, nu, din nou, din nou. Ce, nu-mi faci mie o poză? Vreau nici o poză, îmi prind nimic. Tu-ți peripești. Ești un boșorog. Mută casă la tine, la blocul tău. A, nu e ea. Gata. Am dat 5 stele, da, dar nu o văd. A, uite-o. E singura? Da. Intră în apa mării și nu te teme, ai să înveți să nori. Îmi place foarte mult outfit-ul tău. Mulțumesc, se potrivește. Pentru tine m-am rugat, că știu că îți place Billie Eilish. Foarte ce faceți bună! Se potrivește foarte mult cu ce se face. Mulțumesc. Oh, da? Mi-e frică. Bă, n-are de ce. Chiar ai toată încrederea în mine și mi se pare fascinant. Am încercat să-mi imaginez ce pot să-mi faci, știi? Mă gândeam că-mi faci o farsă cu Uber-ul. Mă gândeam că mă duci într-un acvariu sau ceva. Zice că să te oprești. Va trebui să nu-ți dai încă mâine. Mai stai puțin acolo, te rog. Așa. Yes? Da. Mamă, chiar ieri am făcut un exercițiu de ochi închiși cu Iuli. Dă-mi mâna, mâna, așa e mai ușor. Ok. Dar să-mi spui dacă e ceva. Nu, să nu deschizi orice ar fi. Nu, nu deschizi, nu deschizi. Aici? Da. Nu mă uiți. Trebuie să te pui, e o mașină. Aoleu, mi-e frică. Urcă. Da. Cum te pui? Aici? Da. Ce fac acum? Bă, e locul din dreapta. Ok. Andra, all safe. Nu mă uiți. Gata? Bine. Pune bubuie, da? Închide ușa. Pa! Am spart cauciucul. Băi! Băi! Mamă! Mamă! Ești nebun! Nu cred! Ce?
Nu cred că am spart cauciucul. Hai să vezi, hai să vezi cum să... Mamă! Doi! Doamne! S-a distrat. Mamă! Am simțit că ești pe aici, nu știu de ce. A fost super mișto! Mi-am dat cerții jos că am crezut că o să se rotească mult, știi? Și aia să nu-mi rupui rechinul. Bravo ție! La reacția asta nu mă așteptam de nou. Băi, am crezut că o să se răstoarne. Mi-a fost frică de asta. Da, și eu, crede-mă, eu fac asta cu Danila și când stau în dreapta și fac el, așa am aceeași frică, ai impresia asta. Deci și adrenalina pe asta. Și cât ți-a luat să înveți chestia asta? Păi eu ia 3 ore cum. Mamă, dar știi ce nasol este să te urci în ceva și să nu știi în ce ești? Da, frate, deci faptul că tu ai făcut asta cu ochii închiși și nu ai deschis. Habar n-aveam unde să. Frate, mie mi se pare că ești un exemplu de om să faci așa ceva. Vai, dar ce tare a fost. Da. Cred că și pentru tine e super tare chestia asta. E foarte tare, îmi place foarte mult. Și ăsta a fost, guys, episodul de azi. A fost foarte mult de muncă, deci dacă l-ați distribui la voi pe story sau la voi pe Facebook, aș aprecia enorm. Nu uitați de marele like, abonați-vă cu clopoțel pentru mai mult săptămânal și ne vedem cu următorul episod. Ok, bye! Vezi trendul. Nu te atingi că Santi Cariana ce mai zici. Not cool. Ești scris să te ajungi ca după tequila combinat cu Jack și rom. Pune și tequila pentru multe grade. Levităm toți în echilibru până primul cade. Jack și rom.